Am onoarea și plăcerea să-l am lângă mine pe domnul primar Bugarin de la Dumbrăvița. Primăria din Dumbrăvița este partener strategic, fără de care nu am putea realiza acest festival. Înainte de a începe să vă spun câteva detalii despre informațiile pe care le avem până acum despre organizarea festivalului, privința programului și invitațiilor, o să-i dau... Să-l invit pe domnul primar să ne spună câteva cuvinte legate de sprijinul pe care îl acordă primăria și care este esențial pentru noi pentru realizarea acestui festival. Domnule primar. Mulțumesc, bună ziua, bine v-am găsit. Da, primăria Dumbrăvița dorește să fie un partener al tuturor evenimentelor culturale care se vor desfășura pe area comunei noastre. Festivalul de film Science Fiction, care va fi la a doua ediție, este unul din aceste proiecte pe care dorim din tot sufletul să-l sprijinim. Mă bucur că în Dumbrăvița se dezvoltă și alte tipuri de evenimente culturale care practic să atingă întreaga paletă de public, astfel încât și amatorii de tradiție, dar și amatorii de science fiction și fantasy să poată să aibă evenimente la care să participe, evenimente pe care ni le dorim să le creștem an de an, astfel încât, de ce nu, să punem pe harta Europei astfel de evenimente. Să subliniem faptul că primăria ne sprijină nu numai financiar, dar îndeoseb logistic, pentru că această ediție va avea loc în Casa de Cultură din Dumbrăvița, care este o locație importantă pentru noi și care se va da în funcțiune, cred că în toamna asta, dacă nu mă înșel. Dorința noastră este ca în această vară să reușim să inaugurăm Casa de Cultură, astfel încât să fie 100% funcționabilă și funcțională în toamnă. Este un sediu cu generoase suprafețe de care avem nevoie și este și compartimentat destul de bine, deci are o sală mare și mai multe săli satelit. În sala mare vor exista anumite tipuri de manifestări generale, iar în sălile satelit vor fi două linii de program pe care le avem noi, unde vor avea loc conferințe, prezentări, workshop-uri și dezbateri. Pe lângă sediul de la Casa de Cultură, care va fi sediul principal, avem în vedere și, ca și anul trecut, realizarea unui cinema în sistem drive-in, în care vin mașinile și în care vom avea un ecran și vom avea transmiterea sunetului prin unde FM, ca în orice sistem de genul ăsta, care este foarte popular în Statele Unite, mai puțin popular în Europa. Deci împarcarea sălii polivalente va fi cinemaul drive-in. Anul acesta, spre deosebire de anul trecut, va avem o participare hibridă la program. Deci anul trecut am avut mai mult prezențe online. Majoritatea manifestărilor au avut loc sâmbătă și duminică și s-au desfășurat online. Anul acesta va fi sistemul hibrid, care este inspirat și determinat de faptul că am avut o pandemie și toată lumea în zona asta de realizări de programe încearcă să se adapteze. Ce înseamnă sistem hibrid? Evenimentele vor avea loc în sală și în plus față de aceasta se va face transmisie live pe internet către cei care sunt participanți la program prin abonament online. Cât despre celelalte elemente online, mai avem server de Discord, canal de YouTube, pagină de Facebook, cont de Twitch TV, deci sunt mai multe elemente de distribuție a conținutului online care pot fi accesate fie gratuit de către o parte din participanții care doresc și nu sunt înscriși în festival, fie anumite elemente care sunt disponibile doar pentru cei care au cumpărat un bilet pentru varianta online, deci pot să fie în principiu de oriunde din lume. Cât despre filme, pentru moment sunt înscrise 147 de filme, în comunicatul de presă scris sunt 138, dar s-au mai scris în
în program. Încă mai avem deschisă lista de înscrieri până la sfârșitul lunii iulie, iar în 15 august avem data finală de anunțare a filmelor care sunt înscrise în selecția oficială și a filmelor care sunt înscrise în selecția Final Cut, care sunt tot filme de calitate, dar nu au reușit să intre în selecția oficială. Menționez că în selecția oficială sunt filmele care vor participa la concurs și ele, dintre ele, juriul va extrage, nu va extrage, ci va decide cine este câștigător. Avem patru categorii mari: film science fiction, film fantasy, film de animație, dar cu subiect science fiction sau fantasy, și film de comedie, parodie, tot așa cu subiect de science fiction și fantasy. Trebuie menționat că fiecare din aceste categorii au două subcategorii, film scurt și film de lungmetraj. Filmul de lungmetraj este o nouă secțiune pe care o avem din acest an. Avem un juriu format din 5 persoane. Ca și anul trecut, președinta juriului este doamna Irina Margareta Nistor. În juriu mai avem pe domnul Andrei Boroșovici, care este directorul televiziunii Timișoara, care este partener media principal. Mai avem pe Florin Chevorchian și pe Bogdan Mihăilescu. Bogdan Mihăilescu este doctor în critică cinematografică, el este realizator de filme de animație, de aceea l-am invitat pentru secțiunea de animație. Florin Chevorchian este regizor, producător și director de casting și ne face plăcere să menționăm pe invitatul special în juriu, Miltos Ierolemou, care este actor britanic și care a fost invitatul de onoare de anul trecut. Cum spuneam, în program este un program mult extins față de varianta de anul trecut, pentru că sunt, pe lângă proiecțiile în drive-in, avem proiecții de filme în sală, sunt prezentări de filme urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri cu realizatorii filmelor, prin internet, sunt dezbateri și prezentări pe diferite teme, workshop-uri, vom avea o expoziție de artă plastică în sala mare. Tot în sala mare vor fi standuri de vânzare de carte și produse legate de filme science fiction și fantasy și o zonă foarte generoasă dedicată copiilor cu activități practice și artistice și workshop-uri de asemenea legată de zona science fiction și fantasy. Trebuie să menționez că am făcut un sondaj online care s-a distribuit în special locuitorilor din Dumbrăvița și în care am observat că există o cerere foarte puternică pentru această zonă dedicată copiilor și ni s-a spus că în general sunt preferate de părinți activitățile practice și workshop-urile. Ca atare vom insista pe această zonă. De asemenea, pentru că sunt foarte populare în rândul tinerilor, vom avea o zonă de jocuri video în care sponsorii noștri ne vor da cheie de acces la jocuri video. Am contactat producători de jocuri din România și vom avea acces la jocurile lor, precum și o zonă de jocuri de societate, board games, cum se numesc în limba engleză, care este de asemenea, are o comunitate foarte puternică în Timișoara. Din punctele de program amintesc, modalități alternative de finanțare a filmelor. Este o zonă de program foarte importantă pentru că vom avea invitați firma Sidens Park din Statele Unite, care este are cea mai mare platformă de finanțare peer-to-peer a filmelor și a programelor de televiziune, deci din lume e cea mai mare platformă. Avem firma Mogul Production, care este o firmă care aduce o noutate deosebită în sensul că finanțează filmele prin sistemul blockchain, prin care toate încasările trec direct, deci toate încasările pentru filme sau producții TV trec direct prin contracte inteligente în buzunarele producătorilor și actorilor. Este o modalitate foarte nouă de împărțire a profitului.
și firma Legion M din Statele Unite, care este o firmă în care acționari sunt fanii de filme și care dictează ce filme sunt, finanțate. De aceea, de asemenea, prin ajutorul doamnei Irina Margareta Nistor, se pare că am probleme cu vocea, prin grija doamnei Irina Margareta Nistor vom avea un reprezentant al rețelei HBO România, care va fi prezent la acest program. Ne mândrim de asemenea că vom avea un panel, deci toate panelurile sunt în limba engleză. Vom avea un panel care se numește Filme Science Fiction chinezești în ultimii 5 ani. Prezentarea va fi realizată de firma de impresariat cultural Storycom din China, care este cea mai mare firmă de impresariat cultural dedicată în special zonei science fiction și fantasy. Trebuie să menționăm că în ultimul timp producțiile chinezești de filme science fiction au ridicat capul, ca să spun așa, și devin o prezență constantă, având cifre de box office foarte importante în China și încep să fie distribuite și în Europa și Statele Unite. De asemenea, avem foarte multe workshop-uri față de anul trecut, unde am avut doar două. Anul acesta vom avea workshop-ul de water dancing, stil de luptă cu spada din serialul TV Game of Thrones, realizat de actorul britanic Milton Sierra-Lemow, care a jucat în acest serial. Domnul Sierra-Lemow va fi prezent fizic la festival, pentru că este invitat special al juriului. Tot el va realiza un workshop de actorie, la care sperăm să acceseze atât actorii de la companiile de teatru din Timișoara și împrejurim, dar poate chiar și studenți sau liceeni din zona aceasta de vocație. Vom avea o zonă de workshop, cum să scrii un scenariu de film și după povestire, și acest workshop va fi cuplat cu un concept mai larg, care va fi dedicat copiilor și tinerilor, în care se va începe de la jocul de scenă, realizarea unui scenariu, jocul de scenă și realizarea unei producții de film scurt în timpul festivalului, care va fi prezentată în ultimele zile ale festivalului. Nu scrie acest lucru în comunicatul de presă, pentru că este o dezvoltare nouă, o propunere din partea partenerilor noștri ca să realizeze acest eveniment mai complex. Deci vom avea un film produs în timpul festivalului cu actori, copii și tineri pe domeniul SF, care va fi probabil sâmbătă seară sau duminică va fi proiectat. Vom avea două workshop-uri de cosplay. Cosplay este costume player, deci o activitate de fani. Cele două workshop-uri vor fi realizate pe de o parte de Radu Păsărică și Mihaela Vladu și pe de altă parte de Alex Georgescu. Ele sunt ținute online. Acest workshop scrimă pentru copii de Florin Chevorchian este cuplat cu acel workshop scenariu de film după povestire și am creat acel eveniment mai complex de care vă spuneam înainte. De asemenea, workshop-ul efecte speciale în filme pentru copii de Bogdan Mihăilescu este cuplat. Deci sunt trei workshop-uri care sunt cuplate într-un eveniment care produce un film scurt. Suntem în contact și cu alți realizatori de programe și programul va fi definitivat în luna septembrie. Pentru detalii despre program și despre evenimente în general și invităm publicul să acceseze adresa de web festival.galactic.one, adică .one. Acolo sunt prezente pentru moment abonamente cu reducere early bird pentru cele 5 zile ale festivalului, dar vom avea și abonamente de o zi și vom avea și bilete pentru fiecare film în parte lor la locație sau pentru vizionarea lor online, pentru că din acel sondaj de opinie pe care l-am făcut am extras și aceste dorințe ale publicului. Încă nu am stabilit, prețul de early bird este de $19, el este prezent pe site, deci se poate cumpăra, achiziționa pe site
Și pe site există adresa e festivalgalactic1/shop. Deci avem un shop care este setat pentru noi. Pentru participanții din străinătate, vânzările de bilete se realizează sau abonamente se realizează prin intermediul platformei filmfreeway.com, pentru în care festivalul nostru este înscris în calitate de festival Gold, deci avem niște beneficii suplimentare. Și această platformă este, mai avem înscris festivalul încă pe încă două platforme, dar majoritatea filmelor vin de la Film Freeway. De aceea am ales vânzarea de bilete prin acest intermediar, pentru că el este de o reputație extremă, este cea mai mare platformă care conectează producătorii de filme cu festivalurile, este cea mai mare platformă de acest gen din lume. Și, în general, consumatorii de filme au încredere în această platformă. Cât privește sondajul, sondajul a fost foarte, foarte interesant. Am făcut sondaj inclusiv pentru zona de... deci am întrebat ce fel de, ce tipuri de filme doriți. Interesant este că pe primul loc a ieșit comedie. Deci comedie, parodie, și trebuie să subliniez faptul că prezența în... programul de acest an și în cadrul premiilor a secțiunii comedie-parodie este o idee sau mai bine zis o propunere a doamnei Irina Margareta Nistor, pe care am îmbrățișat-o foarte călduros și care se pare că este absolut pe gustul publicului. Și spre mirarea noastră am primit și filme de lungmetraj din genul ăsta, comedie-parodie, și din păcate nu am primit filme fantasy de lungmetraj. Deci este așa o surpriză foarte, foarte plăcută. Pe locul 2, ca și popularitate, sunt filmele de acțiune. Ce am mai făcut în sondaj, am întrebat ce tipuri de bilete preferați și de acolo am extras faptul că se dorește și bilet pentru un singur film. Deci sunt persoane care pur și simplu din oferta festivalului își aleg 1-2 filme și vor să se ducă doar la cele filme, nu doresc să participe la celelalte manifestări. Am extras să vedem care sunt tipul de manifestări preferate și, spre surprinderea noastră, nu sunt nici workshop-urile, nici prezentările. Prezentările sunt foarte, foarte gustate și activitățile cu actori de genul semnat de autografe sau realizat de fotografii. Iarăși o chestie interesantă este că noi vom avea o zonă de relaxare. În general, toate zonele de festival au o zonă de relaxare și networking, în care sunt scaune, lumea poate să se strângă împreună să bea un suc. Și zona de relaxare a fost practic pe locul întâi dintre toate zonele acestea de festival, tipurile de manifestări pe care le dorim. Am testat inclusiv preferințele ce dorește publicul să consume, pentru că vom avea un Galactic Food Alley, deci o zonă cu vânzători ambulanți care vor prezenta diferite oferte de la sucuri, popcorn, fast food și așa mai departe. Și iarăși ni s-a spus că atât la film cât și în aceste zone este preferat popcornul și sucurile. Deci încercăm să găsim care sunt gusturile publicului, pentru că întrebările noastre au fost puse sub forma ce vă doriți de la un festival de film ca să vă simțiți bine. Deci am lăsat la latitudinea publicului să aleagă modul ideal în care văd ei să existe și să funcționeze un festival de film. Da, așa cum am spus, eu cred că trebuie să gândim un pic în afara cutiei și de aceea eu am îmbrățișat acest tip de festival un pic diferit față de ceea ce se organizează la momentul actual în România. Dar un parc tematic ar putea fi de un mare interes în Dumbrăvița. Analizăm care sunt sursele de finanțare și încercăm să atragem niște parteneriate astfel încât, da, probabil în următorii ani, dacă există oportunitate să aplicăm și să dezvoltăm în zona de entertainment, pentru un pic diferit, nu neapărat acel entertainment clasic, ci un pic educativ, adică să îmbinăm partea de
de distracție cu partea de educație. Da, vor fi niște proiecte, vor fi și niște proiecte în acest sens. Așteptăm să vedem care vor fi liniile de finanțare pe exercițiu financiar 2021-2027. Va fi și mult lăudatul pe care așteptăm să-l vedem finalizat acel PNRR, să vedem care sunt zonele și, da, dacă există vreo posibilitate de finanțare a unui astfel de parc tematic, haideți să-i spunem, nu neapărat un parc de distracții, cu mult drag și vom merge în direcția aceasta. Da, exact ce v-am spus, părerea mea că scopul educațional este foarte important și, din păcate, tot ce înseamnă educație neconvențională, să zic așa, sau neformală, nu este neapărat exploatată și folosită în România. Și da, eu cred că copiii au nevoie să se dezvolte într-un alt mod, să învețe într-un cadru informal despre niște lucruri pe care le învață strict teoretic. O dezavantaje mare, una pentru că a fost prima ediție și trebuie să spunem, este primul festival de film science fiction și fantasy din România, deci numai pe acest gen. Mai avem festivaluri de film horror, sunt vreo două, unul la Ploiești și unul în Transilvania. Asta a fost prima, să zic, o preliște. A doua, faptul că am fost în plină pandemie. Trebuie să subliniem că, deci noi a trebuit să facem acest festival de film pentru că el a fost anunțat de anul trecut, deci din 2019, și au fost filme înscrise în festival care au plătit taxă de trimiterea filmului, deci nu puteam să nu realizăm acest festival decât dacă am fi dat bani înapoi sau ar fi fost o situație de genul ăsta. Ce pot să spun eu, că spre surprinderea și tristețea noastră am avut mai mulți participanți din străinătate decât din România. Deci acest lucru ne arată fapt și am avut un efort susținut de promovare. Atât la nivel local, unde au fost puse două bannere foarte mari pe strada principală de acces în Dumbrăvița, deci sunt acele panouri mari, 5 pe 6 sau cât sunt, care au fost prezente o lună de zile înainte de festival. Am avut 50 de bannere în diferite locații din Timișoara. Deci a fost și am invitat lumea practic la un eveniment cultural care era permis în acea perioadă, adică drive-in cinema. În condiții de securitate absolută, am respectat în totalitate toate recomandările și regulile care trebuiau respectate. Deci lucrurile au mers foarte bine, ca dovadă că nu am avut niciun fel de incident și n-a fost nicio problemă. Am avut și atunci o susținere extraordinară din partea poliției locale, care a fost prezentă la eveniment. Iarăși tot ce am avut nevoie ni s-a pus la dispoziție din partea primăriei. Deci, din punct de vedere logistic și funcțional, festivalul a funcționat foarte bine. N-am avut nici pe zona online niciun fel de problemă. A fost pentru noi o mare oportunitate de a testa platforma de streaming. Ce este platforma de streaming? Este o platformă care oferă prin internet aceste filme. Pentru că v-am spus, suntem un sistem hibrid. Asta ce înseamnă? Că avem proiecții și la festival, cine vine poate să se ducă la film, la drive-in sau în sală, dar și online. Sistemul nostru de platformă de streaming este realizat in-house, deci de către programator pe structura pe care noi am definit-o și este la nivel mondial. În ce sens? Are sistem de protecție contra descărcării filmului, are sistem de geoblocking, adică sunt anumiți producători care nu doresc să se vadă acest film decât de către spectatori care au IP-ul, adică localizarea pe internet din România. Are două sisteme de difuzare sau on demand, deci în cele 5 zile ale festivalului poți să alegi oricând filmul să fie văzut, sau la o anumită zi și oră din film. Și avem și sistem de viewing cap, asta înseamnă că se poate pune o limită maximă a spectatorilor. Deci noi am luat tot ce este mai bun din acest sistem de difuzare online a filmelor. Vreau să vă spun că ca să închiriez, de ce am optat pentru această soluție? Ca să închiriez o platformă de genul ăsta pentru 5 zile de festival, te costă de la 10.000 de euro în sus. Ei, noi lucrând cu niște bugete extrem de mici, am încercat să găsim soluții ca să fim la nivel competitiv mondial, și să intrăm și niște bugete pe care le avem, care sunt așa cum sunt și ne străduim să le creștem de la an la an.
Ei, în momentul în care te duci la un producător, pentru că am avut discuții cu producători, deci filmul nostru care vine din China, avem un film din China cu buget de 4 milioane de dolari, ca să vă închipuiți cam care este bugetul mediu a unui film de lung metraj. Majoritatea filmelor sunt cu bugete între 100 și 200 de mii de dolari. Ne avem un film de 2 milioane și de 4 milioane, ceea ce pentru un festival la ediția a doua este... deci nu speram așa ceva. Ei, când vorbești la nivelul ăsta, pentru că mai nou am fost contactați și de distribuitori de filme, deci care au în portofoliul lor 10-15 filme. Și acolo, când le spui de chestia asta de distribuție online, ei te întreabă foarte clar, ai asta, asta, asta și asta. Dacă nu, nici nu vorbește cu tine. Deci din punctul ăsta de vedere, probabil deschiderea asta online pe care am avut-o de la prima ediție și pe care am testat platforma și adus, cum se zice, adică avem niște soluții tehnice de top, pentru că serverele noastre sunt în Statele Unite, sunt de la Amazon, care se știe că sunt unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de hosting și de streaming din lume. Deci am avut tot ce este pregătit de anul trecut și am dezvoltat anul ăsta, pentru că au fost cerințe suplimentare pe care noi le-am introdus în platformă de la acești distribuitori de filme. De aceea, probabil, așa se explică faptul că am avut mai mulți oaspeți din străinătate decât din România. Dar în același timp ne obligă și pe noi ca să gândim în mod diferit modalitatea de promovare la nivel local a festivalului, pentru că în esență este un festival al dumbrăvițenilor, în primul rând, și de aia am făcut și acel sondaj de opinie numai către ei, s-a promovat pe Dunos, care este grupul de Facebook al comunității noastre de aici, și am încercat să extragem de la ei nevoile lor, pentru că vrem în primul rând să fie un festival pentru dumbrăvițeni. Și o completare la ce a zis domnul primar, și noi ne străduim ca și festival să avem această componentă educațională. De aceea există atât de multe workshop-uri și jumătate dintre ele, inclusiv acel cluster, grup de workshop-uri, scrimă pentru copii, efecte speciale și cum scrie un scenariu de film, care s-au cuplat între ele și realizează un eveniment. Asta este practic un workshop educațional pentru copii și este gratuit. Da? Jumătate din workshop-urile pe care le avem noi aici sunt cu participare liberă. Deci este un element care îl ținem foarte mult să-l avem. Iarăși, mergem și spre zonele culturale adiacente, cum sunt, vom avea expoziție de artă grafică și vom avea zonă de vânzare de carte și lansări de carte, și anul acesta vom avea lansări de carte. Deci mergem să încercăm, asta e conceptul festivalului, să înglobăm tot ce înseamnă, pe lângă film, filmul să fie doar un punct central, că e festival de film, dar pe lângă el să avem tot felul de alte manifestări culturale și educaționale care se învârt în acest univers science fiction și fantasy. Vă așteptăm, acum avem privilegiul că putem să ne și întâlnim după această perioadă în care am fost izolați și toate lucrurile s-au desfășurat online. Acum cred că este un bun prilej să socializăm, să interacționăm, să ne bucurăm până la urmă de aceste evenimente pe care le avem la dispoziție.